domnule Nicolae Manolescu, cea mai așteptată carte a ultimilor ani, Istoria critică a literaturii române, a apărut la sfârșitul anului trecut și, așa cum era de așteptat, a provocat o adevărată furtună în spațiul literar românesc. A fost totodată un bestseller, contrazicând opiniile potrivit cărora a trecut vremea unor astfel de opere și chiar temerile dumneavoastră în ce privește genul ca atare. Vreau să vă întreb cum vă simțiți într-o astfel de postură a unui succes de receptare atât de mare, cât de confortabil vă simțiți și cum vă explicați acest succes de receptare? Mă simt foarte bine. Sigur că nu mă așteptam, nu s-a așteptat nimeni, nici editorul, nici eu, că o carte totuși academică și groasă, greu de citit și scumpă. Și care se adresează unui public specializat, în principiu. Da, mă rog, în principiu, să aibă succesul ăsta. Da, mă rog, asta se mai întâmplă, aici o piață ca oricare alta, la fel de irațională, nu, asta e. Deci, nu, de fapt, nu se poate explica nimic, decât poate că, lucrul la care recunosc că nu m-am gândit, era o anume nevoie de o astfel de carte și venită și din partea cuiva ca mine care, mă rog, era considerat un om cu suficientă experiență în materie ca să poată fi și ascultat sau citit. Dar altă explicație e foarte greu de dat. Eu n-am avut temeri că o asemenea carte nu mai poate fi scrisă acum. Am observat doar că nu se mai scriu cărți istorie literare de autor și încă de la un cap la altul. Că și, poate nu mai este tocmai timpul unui asemenea gen, istoria literară. Nu se poate să nu fie. Nu se poate să nu fie. Absența unei critici literare, să spunem, cotidiene și săptămânale care să recepteze cărțile și a unei istorii a literaturii române din când în când ar transforma literatura într-un sac în care fiecare autor își aruncă o carte sau mai multe și când vrei să le cauți, nu le găsești. Când le găsești, nu e ceea ce ai căutat. Nu se poate. Orice bibliotecă de la un număr de exemplare în sus are un sistem de clasificare fără de care ea ar fi o masă amorfă de cărți. Asta este și o literatură, de fapt. Ar fi o masă amorfă de cărți dacă n-ar exista asemenea istorie care să pună o anumită ordine. E ordinea mea, o ordine subiectivă, discutabilă, poate să fie și greșită, la urma urmelor. Până o să fac altul una mai bună, mă laud cu a mea. Cineva spunea, de fapt, că ar putea fi cireașa de pe tort dacă n-ar fi tortul în întregime. Emisiunea pe care o realizăm astăzi își propune să fie un portret. Cu toate acestea m-am gândit că este potrivit să discutăm despre această carte pentru că ea cred că vă reprezintă în cea mai mare măsură. Așadar, filmați-o pe ea și întrebați-o, poate vă răspunde. Când v-ați gândit prima dată să porniți la o asemenea întreprindere dificilă și eu știu care a fost motivația pe care ați avut-o atunci în minte, pentru că mă gândesc că înainte de 89 era foarte greu să-ți imaginezi că se poate scrie o istorie a literaturii bazată pe principiul estetic, o istorie onestă a literaturii. Da, culmea e că tocmai înainte de 89 m-am gândit să o scriu, mai exact în anii 80, când mă apropiam de o vârstă pe care, mă rog, unii dintre prietenii mei, cum ar fi cel căruia îi datorez faptul că m-am apucat de treabă, Zic Ornea, îmi spuneau la 50 de ani orice istoric literar și critic literar serios face o istorie a literaturii. Așa că m-am apucat acum vreo 25 de ani de ea și în 1989, cu puțin înainte de evenimente, primul volum, pe atunci aveam de gând să public mai multe volume, era în tipografie la Bacău. Unde, văzând eu evenimentele, volumul nu era propriu vorbind cenzurat decât în mică măsură. Fiind perioada veche, n-aveam probleme cu autorii, că nici Neculce, nici Budai de Leană nu fugiseră nicăieri în străinătate, că asta era problema majoră. Aveam însă cu anumiți critici care scriseseră despre perioadă și care erau ei în străinătate, cum ar fi Virgil Nemoianu în America, Neguion Negoițescu era în Germania și erau interziși. Și atunci m-am dus la Bacău cu ideea de a face în așa fel încât să nu apară cartea. M-am dus cu niște corecturi de ultimă oră spre scandalul tipografilor de acolo și am găsit un Bacău pe 19 decembrie, dacă nu, pe 18 decembrie, în plină, cum să spun, stare de urgență.
cu primăria înconjurată de taburi, prefectura înconjurată de taburi, nu puteam să vorbesc la telefon cu nimeni și până la urmă am vorbit cu președintele Consiliului Județean de atunci, pe care îl cunoșteam de mult, fusese secretarul cu cultura și propaganda la Onești și într-un fel îi datoram lui ca și primarului oneștean zilele culturii călinescene, care avusese vreo 30 de ediții și unde fusese o mulțime de lume. Și el m-a scos din birou, m-a dus în spate într-un părculeț, Gheorghe Toma se numește, și mai cred că mai trăiește, l-am văzut anii trecuți, mi-a spus, ne vedem pentru ultima dată eu în această postură, dumneavoastră zice, nu știu, să zic, ce s-a întâmplat? Zice, nimic, dar după teleconferința de azi noapte, când i-am auzit pe cei doi, nu le-a spus nici măcar numele, au strigau ca disperații, trageți, trageți, trageți. Și atunci mi-am zis, n-am fost comunist o viață întreagă și din tinerețe era un fost comunist, un om mai în vârstă decât mine, cu vreo 10 ani, ca să ajung acum să tragem în popor. Mă rog, lozinca de rigoare. Deci s-a terminat. Și am spus, bun, dar ce poate să facă poporul împotriva taburilor care înconjoară clădirile oficiale? Și mi-a spus, securitatea nu va trage niciun glonț. Ce despre armată, nu știu. Am renunțat să public cartea, m-am întors la București, a venit Revoluția și am publicat-o după aia. Așa s-a întâmplat. Da, vreau să vă întreb, de fapt, cum v-ați imaginat înainte de 89 că o să scrieți despre perioada contemporană, adică nu aveați temer că nu o să scrie exact ceea ce doriți? Aveați bănuieli că o să se întâmple ceva? Nu, nu aveam nicio bănuială, nu. Speram, nu. Speranțe, bănuieli nu. Nu, astea erau lucruri care se schimbau de la destul de repede, adică autorii plecați cu multă vreme înainte deja erau recuperați. Petru Dumitriu, într-o anumită măsură, problema era cu cei plecați în ultimul moment. Da, nu toți cei plecați constituiau o problemă, că nu despre toți voiam să scriu în istorie. Erau câțiva, 2, 3, 4. Ei autodeauna se găseau posibilități. Și oricum eu eram la primul volum, mai dura până la contemporană, nu reprezenta asta o dificultate. Ați intitulat istoria critică și ați explicat în prefața cărții că se diferențiază de operele similare prin aceea că propune și o istorie a receptării și că ați considerat că spectacolul acesta este la fel de fascinant ca spectacolul care operelor. Nu s-a prea făcut în istoriile literare, ca să nu zic că nu s-au făcut deloc. Pentru că, de regulă, istoriile literaturii erau mai mult sau mai puțin opere de didactice, majoritatea de compilație, în fond, în câte opere, câte istorii numărăm într-o literatură. Francezii au pe a lui Thibaudet sau pe a lui Lanson, nemții, italienii pe a lui De Sanctis, noi pe a lui Călinescu. Nu avem istorii complete care să fie altceva decât niște manuale de școală. Dar chiar și cele care nu sunt manuale, nu fac și o critică a receptării. Nu se purta asta, se pare. Vreau să mai aduc în discuție două dintre afirmațiile dumneavoastră. În postfața cărții spuneați că nu literatura dă naștere istoriei și criticii literare, ci critica și istoria literară dau naștere unei literaturi. Și de asemenea mai afirmați undeva că limbajul criticii se perimează mai greu decât limbajul literaturii, are o valabilitate mai îndelungată. Da, e mai abstract. Da, vreau să vă întreb dacă în acest peisaj al literaturii este critica regina balului, să spunem, este a fundamentul unei literaturi. Nu, este ce spuneam înainte, și anume că nu există literatură fără un sistem oarecare de clasificare și de ordonare. Așa cum, de fapt, nu există literatură
noțiunea de literatură apare legată de aceea de bibliotecă. Nu de carte, nu de papirus sau de alte mijloace, de alte suporturi, să spunem, pentru textul literar, ci de noțiunea de bibliotecă, de noțiunea de ordine, cu alte cuvinte. E, în sensul acesta, doar conștiința istorică a literaturii ca fenomen în timp dă naștere a ceea ce numim noi astăzi literatură. Asta nu înseamnă că criticul este cel care scrie cărțile sau că dacă nu s-ar fi scris cărți fără critică. S-au scris vreme de mii de ani cărți, mă rog, arătau cum arătau, nu neapărat cum arată astăzi, pe suporturi diferite. Dar cărți s-au scris, dar o literatură, noțiunea, conceptul de literatură este legat de cel de bibliotecă, de cel de colecție, de strângerea cărților și clasificarea lor după un anumit sistem. În sensul ăsta am spus că într-un fel istoria literaturii precede literaturii ca noțiuni. Ce privește limbajul, e normal, limbajul critic este de regulă literar, abstract, mai abstract, se perimă mai greu decât limbajul, să spunem, prozei, care repetă anumite jargoane de epocă, cu cazuri chiar dramatice, de pildă când limba română în interbelic nu era deplin fixată din punctul de vedere al, să spunem, aportului francez, care era foarte puternic după primul război mondial. Limba romanelor, Hortensie Varat Bengescu, este plină de neologism, tot felul de neologisme, de cuvinte recente, mai exact franceze, care n-au fost omologate și care astăzi grie urechea. La poezie este același lucru. Critica este pe limba literară. Limba literară se schimbă cel mai greu. Și atunci, sigur că eu citesc astăzi un text de Maiorescu fără nicio problemă lingvistică. Deja la Eminescu am probleme de limbă. Nu e la pașoptiști, la Bolintineanu, la scriitorii de dinainte, probleme de limbă care apar inevitabil. Unele au fost semnalate, de pildă chiar în secolul XIX, Maiorescu s-a trezit în fața diminutivelor din poezia, mă rog, așa zicând, populară sau de la pașoptiști și a scris un articol întreg împotriva diminutivelor. Deci, cu atât mai mult după încă 100 și atâția de ani, eu încep să simt limba secolului XIX ca o limbă, mă rog, alta decât cea cu care sunt eu obișnuit. Nu e cazul criticii. Sau este, dar într-o măsură mai mică. De ce credeți că acest fenomen al receptării a fost mai mult sau mai puțin ignorat de istoriile literare din spațiul românesc și din cel european? Toate vin la timpul lor. Înainte de teoriile lui Jauss, de pildă, din a doua parte a secolului 20, receptarea nu era considerat un lucru interesant. A trebuit să vină un teoretician în literaturii care să observe că pe noi ne interesează literatura în măsura în care ea ajunge la cititor. Cu alte cuvinte, că există cititor, fără cititor n-ar fi literatură, ar fi niște mesaje trimise în cosmos în căutarea unor planete locuite. Ori literatura are norocul că își trimite mesajul pe o planetă locuită, și anume planeta cititorilor. Dacă planeta asta s-ar dovedi pustie, prea aproape sau prea departe de soare, evident că mesajul ar continua să cutreiere spațiile până când ar găsi un cititor. Lucrul ăsta n-a fost luat în considerare, n-a fost studiat niciodată înainte și iată, s-a trezit Jauss într-o carte să facă această teorie și atunci toți ne-am dat seama, dar era evident lucrul ăsta. Evident, dar n-a fost observat înaintea lui de nimeni. Dar dacă el l-a observat, l-a dovedit și mie mi se pare convingător, l-am folosit. Motivații mai umane, să spunem cu ghilimelele de rigoare, pentru că, de exemplu, remarcați la Călinescu că în afara capitolelor destul de parcimonioase privindu-i pe critic. Și chiar malițioase. Da, nu cita exact opinia unui critic decât pentru a-l contrazice cel nu mai adesea. Da. Nu se purta. Nu se purta. Cum pe lumea aia se purta pălărie, dar nu se purta receptare. Acum se poartă receptare, nu se poartă pălărie la domn.
Pe de altă parte, dumneavoastră pariați în mod absolut pe estetic în această epocă în care se poartă tot felul de alte multiculturalismul, perspective mai nou, filozofice, da. Sociologice, acestea ale receptării. Da, pentru că sunt critic literar. Eu continui să cred că un critic literar trebuie să aibă în vedere esteticul în sensul în care... Ce înseamnă esteticul? Înseamnă carte frumoasă, cinste cui te-a scris, vorba poetului. Citim o carte pentru frumusețea și valoarea da, ei literară. Nu neapărat pentru ce ne învață, nu neapărat pentru morala pe care ne-o face, nu neapărat pentru exactitatea tabloului istoric, nu neapărat pentru, ce să spun eu, pentru limbajul care imită foarte bine sau repetă foarte bine un anume dialect sau o anumită etapă a limbii literare, ci pur și simplu pentru frumusețea ei, pentru ce îmi spune ca, cum să spun eu, ca o, în modul cel mai gratuit cu putință. Adică nu vrea nimic de la mine o carte. Nu vrea absolut nimic de la mine, doar să mă uit și să spun, vai, ce frumoasă e. Nu, eu zic că și o carte și o femeie, eu fiind bărbat, sunt în aceeași situație. N-am nicio pretenție. Vai, ce frumoasă ești. Suficient. Îți mai trebuie ceva? Chiar dacă v-ați luat precauțiile necesare, vorbind despre, afirmând că obiectivitatea absolută este o himeră și că vă asumați subiectivismul opiniilor critice bazate pe gustul estetic, unul îndelung exersat și cultivat în ceea ce vă privește, nu i-ați putut împiedica pe cei mai mulți să vadă în cartea dumneavoastră adevărul cu majusculă, să spunem. Mi s-ar părea plicticos mie însumi să fie de acord cu mine. Da, asta vreau să spun. Pe de altă parte... E normal, nu? Și e dreptul lor, nu? Și la urmă, nu mă plâng, am avut parte de o critică extrem de îngăduitoare. Acum, experiența mă face să știu cum au fost primite alte istorii ale literaturii. Nu? În 1937, istoria lui Lovinescu, literaturii contemporane, care a suferit un asalt de o stupiditate și de o ticăloșie fără margini, iar asaltatorul nu era altul decât Nicolae Iorga. Călinescu, în 1941, care a avut parte de niște înjurături ca la ușa cortului. Nu, eu am scăpat bine, vai de mine. Au fost gentili comentatorii care s-au ocupat de carte. Le-a plăcut, nu le-a plăcut, nu știu, unora da, altora nu. Da, au fost cât se poate de civilizați, de gentili. Nu m-au acuzat nici că mi-am vândut țara, nici că mi-am omorât mama, nici că Lovinescu și Călinescu au pățit mult mai urât. Și mă compar cu ei pentru că ei au avut parte de o receptare violentă. Alții nu au avut parte de receptări violente și nu sunt interesanți. Știți că s-a spus mai pe față, mai pe la colțuri, că este ultimul act de dictatură posibil în literatura română. Care sunt un liberal... Unii v-au acuzat că v-ați bazat pe lecturi vechi sau că nu i-ați citit cu atenție. Mă rog, acum câți prieteni ați pierdut după ce ați publicat istoria? Pot să spun câți dușmani am câștigat. De prieteni pierduți, nu știu. Prieteni adevărați nu pierd când scriu o carte despre ei, dacă sunt prieteni adevărați. Cum? Dacă i-ați trecut la dicționar în loc să-i tratați în antologie? Dacă sunt prieteni adevărați și chiar cred în cuvântul meu, trebuie să înțeleagă că acolo le e locul, în modul cel mai firesc, să nu se supere. Că sunt unii care nu sunt nici măcar la dicționar. Vă asumați această postură ingrată, această latură ingrată a profesiei de critic? Asta mi-e meseria, n-am ce să fac. Asta mi-e meseria. Dacă m-aș apuca acum să fac plăcere tuturor prietenilor, cunoștințelor, n-aș mai face istoria. Nu, asta mi-e meseria, eu mi-au un risc. Și n-am nimic cu cei care se supără că i-am prezentat altfel decât ar vrea ei. Totdeauna așa s-a întâmplat. Problema mea este cu unii dintre critici, mai ales foarte tineri, care vin și spun, a greșit acolo, l-a pus pe ăla, l-a scos pe ălalt, trebuia să facă. Și eu le spun, fraților, faceți-vă o istorie, puneți pe cine vreți, lăsați pe cine nu și până discutăm. Acum, ce să discut eu cu voi? Deci credeți trebui... și voi 20 de ani la o carte? Deci ar trebui eu acum să fiu de acord cu un fost student al meu, de pildă, care îmi spune, trebuie să-l pui pe Popescu, nu pe Ionescu. Dom'le, eu l-am pus pe Popescu, pune-l tu pe Ionescu, dar fă întâi cartea. După care discutăm. Ce să discutăm altfel? E un gust. E adevărat că e un gust, dar nu se poate critică dacă n-ai gust.
Care au fost cele mai mari dificultăți pe care le-ați întâmpinat în scrierea acestei istorii? Eu știu, poate capitolele cel mai greu de redactat. Bun, la scriitorii foarte mari. Acolo unde cantitatea de critică era imensă, punctele de vedere extraordinar de diferite câteodată, se băteau cap în cap, timpul trecând multe se schimbaseră, deci pietrele de încercare într-o asemenea istorie, din păcate puțin discutate în comentariile, normal, recenzenții, cronicarii nu se uită la literatura veche, că nu interesează. Asta au fost Eminescu, Slavici, Caragiale, Creangă, Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi, Călinescu însuși. Aici a fost bătălia cea mare, să spun așa, nu neapărat de a schimba un mod de prezentare cu altul, dar încercarea de a fi onest cu mine până la capăt și de a spune, mie nu-mi place din Eminescu cu tare, nu-mi place teatrul lui Eminescu sau îmi place în mai mică măsură proza decât s-a spus până acum. Dacă nu mă înșel, povestați undeva că ați lăsat mai la urmă aceste capitole. Da, nu le-am făcut chiar normal la rând, cum ar fi venit. Le-am sărit, le-am lăsat, m-am întors, m-am tot procurat bibliografie. A fost destul de complicat, mai ales că între timp am plecat în străinătate și acolo nu aveam chiar la dispoziție toate cărțile. Și atunci mai săream de la unul la altul. Mă plimbeam ca un cursor pe computer. Cum a fost cu literatura din perioada comunistă, a cărei tablă de valori nu era încă fixată după ce fusese contestată? Cam era fixată. Sigur că au început contestații după 89, dar mă rog, nu era sunt. Totuși o perioadă pe care o cunoșteați foarte bine. Puține sunt serioase. Păi mă cunoșteam, îi citisem pe toți la data aceea, scrisesem despre foarte mulți. Și sigur am reluat. Capitolul cel mai dificil a fost totuși despre romanul anilor 60, 70, 80, deci romanul în special al generației mele. La poezie nu erau multe schimbări de receptare, de percepere a acestei literaturi. Cam ce gândeam acum 30, 40, 20 de ani mi s-a întâmplat să gândesc, de asta am și reluat în anumite cazuri la poeți, îndeosebi, am reluat ce scrisesem niciodată integral și sigur am adăugat pagini despre cărțile mai noi. În schimb, la romanul anilor 70-80, acolo n-am reluat nimic, nici integral, nici parțial, cred că nici o singură frază. Și, mă rog, într-un fel ăsta a fost și pariul meu cu mine de a spune, ia să vedem, unii nemulțumiți au zis, ai publicat recenziile pe care le-ai scris înainte. Da, măcar ai observat că asta s-a întâmplat numai la câțiva poeți și la niciun romancier? Nu s-a observat. Dacă nu s-a observat, sau n-ai citit, sau n-ai comparat. Eu ce să fac acum? Nu mă supăr. Treaba lor, fiecare... Deci ați recitit. Am recitit tot și am citit ceea ce nu citisem, pentru că între timp, de când eu am, de câți ani sunt, 20 de ani de când nu mai fac cronică, 18 ani, nu mai fac cronică săptămânală, au apărut o mulțime de lucruri pe care nu le-am mai citit la timpul lor. Nu mai eram obligat de meseria asta destul de... dificilă a cronicarului literar. Citești în fiecare săptămână o carte despre care n-a scris nimeni până atunci. Și să e riscul să spui e bună, nu e bună. Te păcălești foarte ușor. Odată e prea cald cum e acum, altă dată e prea frig și începi să scârții și spui și după aia îți dai cu pumnii în cap. Da, nu toți criticii literarii își asumă riscul ăsta și mi-amintesc ce spuneați despre Eugen Simion, că a reușit performanța să nu scrie niciodată primul despre o carte. Vă rog, nu mă dați de gol, că oricum e supărat pe mine. Nu mă mai dați de gol. Da, așa e. Eu nu i-am făcut asta ca un reproș. E un gen. Fiecare critic are și el, cum se spune, nu habitudinile, are reflexele lui. Reflexele lui Simion au fost totdeauna de a aștepta să vadă cam ce se întâmplă și după care a venit cu o părere de regulă absolut ok și cât se poate de temeinic documentată. Eu m-am băgat mai repede și am scris mai repede decât el și înainte, dar n-am avut timp să-mi documentez cronică, nu se poate documenta precum un studiu. Și atunci, sigur că s-ar putea întâmpla ca ce a scris el să fie mai valabil decât ce am scris eu, în perspectivă, după 20-30 de ani.
scritori români de azi, volumele lui sunt pline de comentarii, unele foarte solide. Dacă aș compara cu cronicile mele de la data aia, e foarte posibil să fie mai bine argumentate și mai de folos decât sunt cronicile mele. Asta este natura genului. De-aia nu mi-am adunat cronicile în volumul. Că mi s-au părut că au o soartă, să spunem, oarecum pasageră. Care este canonul pe care, fie și implicit, încercați să-l impuneți? De exemplu, în ceea ce îi privește pe clasici și pe interbelici, este foarte diferit de cel al lui Călinescu? În ce privește pe clasici, nu. Acolo lucrurile sunt clare, stabilizate, să spunem așa. În ce privește pe interbelici, da, există modificări destul de importante, adică la lista de mari scriitori interbelici, eu am adăugat Blecher, care la Călinescu este trecut în viteză în câteva rânduri, Anton Holban, care mi se pare de asemenea extrem de important, Călinescu însuși, care apare pe lista marilor scriitori interbelici, el pe el nu se putea pune, trebuie să-l pun eu, să zic așa. Da, astea sunt une. Și sigur, dispar într-un fel autor, nu i-au plăcut nici lui Călinescu la data la care scria istoria foarte mult, dar cărora el le acorda pagini. Cezar Petrescu, Ionel Teodoranu, Gib Mihăescu, la mine sunt reduși la câte o pagină și jumătate cel mult fiecare. În ceea ce privește literatura contemporană? Deci nu exista un canon, într-un fel, afară de acela pe care, hai să spunem, că l-a făcut generația noastră de critici. Adică noi suntem cei care, mă rog, nu, cu părerea n-a fost însușită unanim. Noi am spus că principalii poeți sunt Nichita Stănescu, Sorescu, Blandiana, Mălăncioiu și atâția alții, Constanța Buzea, sunt foarte mulți, că principalii romancieri sunt, iată, Breban, Dere Popescu, Bălăiță, Mircea Ciobanu, Țoiu, Ivasiuc, Cărtărescu venind Buzura, spre zilele noastre. Buzura. Din generația 80, Cărtărescu, aici mă laud că primul articol, de altfel și singurul articol în care despre un debutant spuneam că va fi un mare poet. S-a remarcat că aveți darul formulărilor memorabile și ați fost comparat aici cu Călinescu. Spre deosebire de el, nu acordați aceeași importanță biograficului, să spunem, și vă focalizați mai mult pe opera literară. Întrebarea este dacă v-ați bazat pe talent literar în scrierea istoriei. Nu, m-am bazat pe talentul pe care l-am. Aș vrea eu să am talentul lui Călinescu, dar uite că nu se poate. Am eliminat partea de biografie. De fapt, n-am eliminat-o, am procedat un pic altfel. Am redus-o într-un fel și am introdus-o în comentariul textelor, nu numai pentru că nu mă simțeam în stare să fac niște portrete sau niște evocări biografice, mă descurcam. Puteam să fac, poate că nu ieșeau atât de strălucitoare cum sunt ale lui Călinescu, dar oricum puteam să o fac. Nu, dar am preferat să dau un spațiu mai mare analizelor de opere. Și am inclus în aceste analize și acele referiri biografice care mi s-au părut semnificative. Absolut de fiecare dată când am avut ceva de spus în legătură cu asta, am spus referitor la evenimente din viața personajului, evenimente politice sau sociale în care el a fost implicat, din viața autorului. Le-am legat de operă, de modificarea perspectivei operei și de toate chestiile astea. Deci am preferat să le pun în interiorul analizelor decât capitol ca la școală, așa, biografie,
opera. Nu mă interesează toată biografia unui scriitor. Mă interesează doar acea parte a ei care are o semnificație pentru opera. Așa cum spuneați mai devreme, continuați să credeți în necesitatea istoriei literare ca gen, o istorie literară bazată pe critica estetică. Acest gen, întâmpină astăzi un anume discredit, să spunem. Da, și de lenea criticilor e greu să faci. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? De fapt, este vorba cumva de negarea noțiunilor de valoare, acum, de tradiție. Părerea mea este că, de fapt, este un alibi pentru lene. Da. E mai ușor să spui, să-ți găsești niște nobile explicații de genul nu se mai scriu istorie literare. Și mă rog frumos, cine a decis chestia asta, că nu se mai scriu? E undeva, s-a dat vreo lege, vreo ordonanță de urgență, că nu se mai scriu istorie literare, nu e. E, dar să te apuci să citești o literatură. Acum, literatura română are 5 secole, dar altele au mai multe. Și dădeam exemplu unei istorii a literaturii japoneze, primul volum se intitula Prima mie de ani. E adevărat, nu e foarte simplu. Nu poți, e destul de greu, trebuie să citești opere care ies din alt tip de matriță, care au alte standarde de lectură la apariție. Și acum, nu poți să scrii în același timp, e foarte greu să scrii despre Neculce și despre Sadoveanu. Sunt lucruri foarte diferite. Dar dacă vrei să faci efortul, poți. Decât să faci efortul, să scrii 1600 de pagini în timp de 25 de ani, pe mai bine zici că istoria literaturii este un gen de suet. E mult mai simplu. Deci n-ai căscat bine gura și ai și terminat ce ai avut de spus. Al cărții există, să spunem, un soi de ecuație cu trei termeni, cititorul, scriitorul și criticul literar. V-aș ruga să ne dezlușiți care sunt raporturile dintre acești trei termeni și v-aș propune să începem cu acela dintre scriitor și cititor. Păi, nu știu foarte bine care este raportul. Se pare că normal ar fi ca scriitorul să nu scrie neapărat pentru cineva anume. Deci sunt mai multe, să zic așa, teorii. Sartre avea una pe vremuri când îmi plăcea mie foarte mult acest autor centenar în momentul de față și sărbătorit cu jumătate de gură în Franța, căzut cam în desuetudine. Sartre avea o teorie, există mai multe feluri de cititori, spunea. Există cititori real, cititori potențial și cititori ideali. E, cititorul real e la care este și căruia tu îi te adresezi sau nu. Cel virtual e cel pe care îl cauți. Adică tu îți imaginezi ca scriitor un anume tip de lectură. Cel ideal ar fi coincidența dintre cei doi. E, cred că nu avem nici capacitatea, nici tehnica, să spun așa, de a stabili totdeauna cine ne citește. Acum vorbesc în numele scriitorilor. Fac niște ipoteze și eu, îmi dau seama, nu prea n-am cum să știu, plutesc în vag, așa cum plutesc în vag atunci când se stabilește de pildă ratingul unei emisiuni de televiziune. Eu știu că e un aparat deschis, dar cât stau în fața lui, nu știu, nici ce vârstă au, nici cum îi cheamă, nici de ce stau acolo. Deci, și aici și cu cititorul e la fel. Eu știu, am vândut cartea într-un tiraj oarecare, presupun că am atâția cititori, dar nu știu nimic despre ei. Uneori e o distanță destul de mare, da, de la a cumpăra o carte la a o și citi. Nu, adevărul e că nu, și nu știm. Și de regulă, când se fac tot felul de investigații și de statistici de genul ăsta, se face o confuzie între, să spunem, cititorul, între cel care citește cartea și cel care o cumpără. Adică și aici, ca și în cazul emisiunilor de televiziune sau de radio, noi știm, putem măsura aproximativ, dar putem măsura cumpărătorul.
Nu puteam nu măsura cititorul, pentru că eu, nu știu, eu știu foarte multe cazuri și mi se pare firesc. Se cumpără cartea, dar nu se și citește neapărat. Păi, văd la mine, eu am de mult mai multe ori cărți decât am citit sau voi citi. Dar le iau, nu știu de ce mă apucă. Nu, eu și asta o manie. Le cumpăr și după aia citesc sau nu citesc. Toată lumea procedează așa, încât eu nu măsor niciodată exact numărul de cititori. N-am dimensiune reală. E numai una pe care mi-o imaginez eu. Scriitorii îți lamentează, sunt niște plângăcioși, că nu mă mai citește nimeni. Dar asta e o poveste atât de veche, încât dacă ar fi și adevărată, ar însemna că acum, cu adevărat, nimeni nu mai citește. Ori, iertați să fiu, dar există în momentul de față în România câteva sute de edituri. Sigur, de toată mâna. Unele însă foarte mari și puternice. Și n-a dat faliment până una alta, niciuna. Prin urmare, vând. Deci cineva cumpără aceste cărți. Păi, l-o fi și citind. În al doilea rând, dacă stau și mă uit la câte cărți sunt pe piață, eu vin și spun, nu e adevărat că nu se citește. Se citește mai mult decât s-a citit în toată istoria. Sigur, e și populația mai mare, pe glob sau la noi. Dar oricum, chiar și relativ, se citește mai mult decât s-a citit vreodată. Adevărata întrebare pe care eu mi-aș pune nu este cine, dacă sunt citit, ci cum sunt citit. Deci nu cât citesc, ci ce se citește. Pentru că atunci apar marile probleme. Se citesc cărți care n-ar trebui citite, sunt ignorate cărți fundamentale, se duce cititorul către divertisment și ocolește cărțile majore, cărțile importante, probabil. Deci discuția adevărată de aici începe. Și pe mă, cum sunt eu citit? Și asta este o problemă. Cum și de ce? Faptul în sine cantitativ n-are nicio relevanță și confundă de altfel două lucruri complet diferite, valoarea cărții și succesul de public. Sunt complet diferite. Uneori n-au nicio legătură, alteori au. De puține ori, de multe ori n-au nicio legătură. Mulți scriitori își doresc de fapt să fie citiți de critica literară, de un mare critic, și de ce să nu spunem, în cazul scriitorilor români, mulți și-ar dori să-i citească Nicolae Manolescu. Cum vedeți raportul ăsta dintre scriitor și critic? Vine în minte o cronică a Mizantropului a lui George Călinescu de pe vremuri, în care spunea cam așa: scriitorul vede în criticul literar un fel de, cum se zicea pe timpul, o femeie bună la toate. Deci, trebuie să-i aducă dimineața la pat mâncarea, să-l gâdile la talpă, să-l caute în coarne, să-l întrebe ce vrea, să-i spună, vai ce grozav ești, și așa mai departe. Deci, aproape singurul lucru pe care îl cere un scriitor de la criticul lui este ce spunea Călinescu, să-l laude. Până la urmă. Da. Acum, sigur, sunt și scriitori inteligenți care se așteaptă să fie receptați puțin altfel. Și acum, în măsura în care un critic e și el un scriitor și are parte de comentarii, pot să mă pun în pielea unui romancier sau unui poet și eu personal, de pildă, pot să spun că mă aștept atunci când sunt citit să mi se spună lucruri la care nu m-am gândit când am scris. Că dacă mi se spune ce mi-a trecut și mie prin cap, nu mă interesează. Păi, dacă sunt lăudat, îmi face plăcere, trebuie să recunosc. Da, dacă o condiție, ca lauda aia să aibă oarecare întemeiere. Dacă vine cineva și îmi spune, vai, dar tu scrii mai bine decât George Călinescu, mă jignește, adică aș vrea eu să scriu mai bine, dar nu-mi iese. Deci, lauda să fie plauzibilă, ca și critica, adică să nu fie nod în papură. Să fie niște observații cu care pot să nu fiu de acord eventual sau pot să mi le însușesc, să mă corectez. Dar să aibă o temere, să nu fie așa doar o nod în papură, să văd că vrea cu tot din adinsul să găsească. Am avut eu în parte de un asemenea cititor, critic, comentator, într-o publicație. Acum, după Revoluție, care a scris o suită de vreo 20 de articole mari, așa, pe niște pagini de alea A3. Cred că erau acolo vreo 100.000 de semne în tot asta, luându-mi carte cu carte și comentându-o. Și observațiile aproape toate aveau în comun un singur lucru. Orice expresie metaforică sau semi-metaforică a mea era luată a la letră, era luată deci la propriu. Și bineînțeles că eu nu spuneam decât grozevie acolo, pentru că dacă traduci metafora în termeni literali,
se mai înțelege nimic, nu știu cum să zic. Ori tot ce era nuanță, tot ce era, încercam eu să, nu știu, așa, să mă dau pe după cuvinte, să mă joc un pic. Totul era luat în serios și tradus între ghilimele și rezultatul era că toate cărțile mele sunt idiote. Acum, nu sunt toate bune, dar nici idiote nu sunt. Următoarea întrebare era chiar aceasta. Dacă are și criticul literar cititor, pentru cine scrie el și de ce? Da, are cu siguranță. Acum, sigur că depinde și de critic. Dacă un critic face o chestie pur tehnică, să spunem, critică de studiu didactic, de studiu... Atunci are puțin cititori și ăștia se recrutează din studioși, din cei care merg la facultățile de asta sau din elevii de liceu care au profesori care îi îndeamnă să citească critică. Sunt și critici care pot fi citiți cu plăcere pentru ei înșiși, pe Călinescu, de pildă. Ca să nu spun că sunt cărți de critică, nu trebuie neapărat să le citești. Poți să le și răsfoiești. Istoria literaturii a lui Călinescu. Greu să o citești la un cap la altul, așa, dar de răsfoit, dacă o răsfoiești, ești foarte câștigat. E ca și cum ai citi un mare roman sau o carte de poeme. Este absolut extraordinar. Deci depinde și de... În general, însă, criticul, sigur că se adresează unor... Are niște ținte mai precise, mai ușor de identificat. Cei care studiază literatura. Deci, profesioniștii, într-un fel. Și la urmă, urmelor, ce este criticul sau spiritul critic? Este un fel de clasificare cum e cea zecimală din biblioteci. Dacă n-ar exista, mulți nici o să dau seama ce grozăvie ar fi să nu existe. Dacă n-ar exista critica, ar fi cultura, literatura unei țări sau unui continent, ar fi un sac enorm în care toată lumea ar arunca ce a produs și nimeni n-ar găsi niciodată nimic. Adică n-ai găsit ce cauți și n-ai ști ce să cauți. Critica e cea care orientează, care așează cărțile în rafturi într-o anumită dispoziție, care se schimbă de la un timp, canon, se schimbă. Dar fără asta, tare mă tem că n-ar mai fi posibil să citim, totul ar fi aleatoriu. N-am mai avea nicio idee, pentru că cititul chiar neprofesionist, deci cititul obișnuit al amatorilor de literatură, nu înseamnă neapărat alegerea cărților la întâmplare și în raport să știu eu cu ce s-a văzut în vitrină în ziua aia sau cu ce i-a spus cineva la telefon. E niște relații. Am citit odată o carte și îmi place și mă întreb cine este autorul. Păi autorul este cutare. Ia să văd, mai găsesc o carte a lui Coelho, de pildă, că așa a început cariera lui fabuloasă în România. Și toată lumea a citit Alchimistul, carte foarte bună de altfel, și Coelho, și hai să-l căutăm. Dar Coelho ce nație este el? Ia să vedem. Dar alții, de când? Din același spațiu. Din același spațiu, din același timp. Asta o face spontan și neprofesionistul. Deci nu e... Dar asta este o lectură pur critică. Nu e o lectură, să spunem, o lectură absolut firească. Este lectura lui Petrușca, valetul din Suflete moarte, care citește tot ce-i cade în mână, de la un tratat de chimie până la un roman sau până la o epopee. Și nu-și face nicio diferență între ele. Nici de gust, nici de valoare, nici de interes, de nimic. Dacă nu există spirit critic, ești Petrușca. Și pe de altă parte, Petrușca întruchipează criticul. Îl închipează pe critică, îl citește de toate. Și din spre deosebire de cei care citesc o singură carte toată viața, de pildă, cei care citesc Biblia, cei care citesc Coranul, cei care citesc toată viața o singură carte, ăștia nu sunt critici, sunt la antipod. Ceilalți critici sunt cei care citesc tot timpul și mereu altceva. La un moment dat, dacă nu mă înșel, în postfața cărții faceți un veritabil pamflet la adresa societății românești de astăzi și a generațiilor tinere care trăiesc într-un orizont al prezentului. Într-un orizont al materialului, da? Nu al materialului, al prezentului, chiar spiritual. Dar nu mi interesează decât prezentul. O generație care a și produs o literatură pe care o definiți drept egoistă, egocentrică. Da, deja lucrurile încep să se schimbe și într-un fel mă bucur că nu am făcut un capitol despre debuturile. V-ați oprit la anul... Da, m-am oprit la... Cam la anul 2000. Nu, la 89, de fapt.
Dar mă bucur pentru că ce s-a întâmplat în anii 90, de pildă, deja pare astăzi ieșit din uz. Adică deja lucrurile s-au schimbat. Cu adevărat se va schimba, simt eu că se schimbă această literatură după 2000. Acum, da, este o generație care face altă literatură, o literatură nouă, nu spun mai bună sau mai proastă, asta depinde de talentul fiecăruia sau al tuturor. Dar e altceva. Până în 2000, vreme de vreo 10 ani, literatura postcomunistă, să spunem așa, n-a fost decât profitoarea dispariției cenzurii. Și eu am spus că scriitorii tineri din anii aceia s-au văzut dintr-o dată foarte liberi, numai că se scrie orice. Ceea ce este extraordinar și normal. Numai că au făcut o confuzie între libertate și libertăți. Și-au ales, să spun așa, libertății fundamentale de a-ți afirma persoana și de a comunica mesajele pe care, ca scriitor, trebuie să le ai, au ales libertății. Libertatea de a face pornografie, libertatea de a se lăuda cu tot felul de practici sexuale, libertatea de a-și povesti primul amor și alte asemenea detalii, care, sigur că poți, dacă ești genial, dacă ești Henry Miller, da, devine interesant, dar altfel nu mă interesează foarte tare. Și am avut și gurărea, spunându-i una dintre prozatoarele epocii care făcea mare vâlvă cu descrierile erotice din cartea ei, zic, mă bucur foarte tare, e foarte interesantă experiența ta de la 16 ani când ai pățit ce ai pățit, zic, de asta vreau să te văd când o să o povestești pe a doua de la 20 de ani. Crezi că o să mai fie interesant? Nu, n-a crezut că n-a mai scris a doua carte. Practic, această generație de scriitori neagă aproape în totalitate valoarea generațiilor anterioare, da, rupt total cu tradiția. E o bătălie, e un război de generații, dar deja s-a mai calmat un pic. Anii 90 au fost mai aprigi un pic. Acum lucrurile s-au mai calmat, au început să apară niște cărți destul de așezate, de cuminți, nu mai văd furia. Da, din când în când, în istoria unei literaturi, se mai întâmplă ca tinerii să vrea să-i strângă de gât pe bătrân. Paricidul s-a mai analizat întâmplat de Freud de multă vreme. Să ne suie în copaci așa și ne lase acolo. Dar au mai fost, cel puțin în ultimii 150 de ani, au mai fost două asemenea episoade. La urmă, urmelor, mai ales cu ce a făcut. Nu? A spânzurat în copaci toată literatura post-pașoptistă. Mircea Eliade, generația 27, gata să facă același lucru cu generația anterioară, cu Sadoveanu, Rebreanu, Hortense, așa mai bătrân cu câțiva ani decât ei. Tot așa, ei urcau în copaci pe acolo. Până la urmă n-au stat, au căzut toți frumos din copaci. Și la ora actuală tot Sadoveanu este cel mai mare scriitor interbelic, nu nici Eliade, nici Sebastian, nici vreunul din ceilalți. Au trăit bine și în copaci. Domnule Manolescu, păreți a fi confiscat în totalitate de literatură, cititul și scrisul sau scrisul și cititul, ocupându-vă întreaga viață, o viață într-o singură notă majoră, probabil că unora le-ar putea părea monotonă sau săracă, dumneavoastră spuneți, deci, da, spuneți că literatura este de fapt, literatura ne îmbogățește viața, ne oferă posibilitatea, da, să trăim experiențe pe care în viața reală nu le-am putea trăi. Cum considerați dumneavoastră propria viață? Cum o vedeți? În primul rând că mi-a plăcut să citesc și să scriu, ce-i drept, e drept. Aia nu înseamnă că nu mi-am trăit viața. Mi-am trăit-o liniștit. Numai că eu nu sunt de părerea celor care spun, știi, uite, eu acum sunt foarte ocupat, am o ținime de probleme, de luni mă apuc să citesc sau să scriu. Chiar îi spuneam unui prieten care își tot amână o carte, să știi că niciodată în toată viața mea, și am în curând 70 de ani, nu mi s-a întâmplat să am o zi liberă în așa fel încât să spun, da, acum mă scol de dimineață, mă duc, mă fac un duș, mă spăl pe dinți, mă așez la masă și până diseară nu fac nimic altceva decât să citesc sau să scriu. N-am avut nicio asemenea zi în toată viața mea, să zic, adultă, de când citesc și scriu. Totdeauna am scris printre picături, am citit printre picături, m-am smuls de la una acasă. Totdeauna am avut presiuni, stresuri, tot timpul. Niciodată n-am zis, bun, lasă, acum mă odihnesc, scriu luni. Sau când e, la 1 sau la 15.
Nu, nu se poate. Dacă aștepți ziua aceea în care să n-ai nicio presiune, nicio treabă, să nu te doară nici cotul, nici genunchiul, să nu fii, să zicem așa, nici speriat că ți-e bolnav copilul, nici că te înșală iubita, nici că ai o mamă bătrână care, Doamne Sfinte, ce mai fi făcând, ziua aia nu există. Dar întotdeauna ați făcut cu mare plăcere lucrurile astea. Le-am făcut că nu știu să fac altceva. Dacă știam să bat cuie fără să-mi dau peste degete cu ciocanul, băteam cuie. Dar n-am știut să fac altceva. Dacă n-am știut, nici acum nu știu să fac multe lucruri. Și totuși ați avut o viață personală bogată în experiențe, în evenimente. Serios? Și aș vrea să vă întreb doar despre una dintre ele, și anume experiența de a fi tată. Chiar de două ori și la distanță destul de mare. Da, e o experiență importantă în viața unui om? Da, e o experiență extraordinară, mai ales acum la bătrânețe, când având un copil mic, înțelegi cu totul altfel lucrurile decât le înțelegeam la 25-26 de ani, când altele erau în capul meu, ca să zic așa, atunci aveam alte probleme de rezolvat, pe când acum chiar pot să mă bucur și chiar pot să înțeleg ceva de un copil. De unde se poate trage concluzia că cu adevărat profitabil ar fi să fii bunic, nu tată. Sau să fii tată de la vârsta bunicului. Asta ar fi idealul care dumneavoastră vi s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat că am vrut, că dacă nu voiam, nu se întâmpla. Câți ani are fetița dumneavoastră? 7 în curând. Mulți înainte. Mulțumesc. Ați încercat să vă atrageți copii spre literatură, să îndreptați spre carte? Pe asta mică e de vreme, da, văzându-ne tot timpul și pe maică-sa și pe mine citind, firește că e foarte mare amatoare de citit, acum știe să citească și să scrie în franceză, bineînțeles, o să învețe și în română, dar n-am vrut în același timp, că se încurca. Deci îi plac cărțile, fără îndoială. Nu m-am ocupat în mod special de educația ei în sensul ăsta, că e prea mică, dar ce-l privește pe Fimiu, el ar fi vrut, a făcut geologie, geofizician. Și pe ce s-a desfințat Institutul de Geologie și meseria asta s-a transformat doar într-una didactică în care geologii predau la universitate unor oameni care nu mai se mai duc pe șantiere, că nu mai e nimic de exploatat. Fiul meu s-a reprofilat, să zic așa, și acum face jurnalistică culturală, e redactor șef adjunct la Dilema Veche. Și l-am întrebat, dar ce nu te-ai dus la litere de la început? Păi zice, dacă îți place să scrii, să citești, de ce nu te-ai dus la litere? Păi zice, să fi fost toată viața băiatul lui tata. Trebuia să se revolte cumva împotriva. Nu, da, el știa că și dacă avea un talent extraordinar, toată și așa, lumea toți l-ar fi privit, zis, lasă, da. Că dacă nu era tasă, nu făcea, nu se descurca. Cum e la noi. De fapt, nu numai la noi, ești peste tot. Aici se pare că nu poți moșteni decât din punct de vedere politic. Adică, în rest, doar politicienii văd că își lasă moștenitori peste tot. În rest, ne mai jenăm așa să lăsăm moștenitori chiar în domeniul nostru. Cum a fost pentru dumneavoastră experiența ultimilor ani când ați locuit pentru o perioadă destul de îndelungată la Paris ca ambasador UNESCO al României? V-ați simțit departe de framătul viu al literaturii române sau, dimpotrivă, ați avut distanța necesară pentru a vedea lucrurile cu mai multă claritate, să spunem? Nu, am avut mai mult timp și am putut să-mi termin cartea. Aici când vin e o mare hărțuială și dacă aș fi rămas aici, probabil că n-aș fi terminat-o la timp. Nu, am avut mai mult timp cu toate ocupațiile de acolo. Iar de venit, am venit destul de des, că am avut ore la facultate. Aici la Uniune sunt obligat să vin de asemenea. N-am venit mai în fiecare lună, dar asta rămâne între noi, că dacă află Ministerul de Externe, mă penalizează, că vin pe banii mei. E bine, e altceva totuși, ești un pic mai departe. E adevărat că framătul, cum zice literaturii contemporane, nu se aude până acolo. Nu știu dacă aici chiar framătă ceva. Încă n-am ajuns la asta, mai stau un pic și până o să mă apuc să citesc ce se scrie. Acum încă n-am așa un sentiment foarte clar cam ce ar trebui să fie. Mai stau un pic.
Bucureștiul este văzut de cei mai mulți dintre locuitorii săi ca un oraș complicat, un oraș care îți întinde nervii la maxim, îți mănâncă foarte mult timp. Din punctul ăsta de vedere, cum a fost experiența locuirii la Paris, un oraș atât de dorit și de visat și chiar idealizat de toată lumea? Paris nu îți întinde nervii deloc, nu. E un oraș absolut extraordinar. Întotdeauna mi-am zis că dacă aș putea trăi undeva în afara țării, nu am prea făcut eu. Na, nu era chiar o dorință mea. Sunt destul de cazanier, așa, îmi place la mine acasă, nu. Mi-am zis totuși la Paris, parcă m-aș descurca. Nu. Bă, sunt de 2 ani jumătate și e foarte bine. Nu, e un oraș extraordinar, Parisul. Și Franța, o țară splendidă. Și mă vin în România și acolo sunt ocupat, am tot felul de treburi. Aici sunt mult mai liber, pot să mă duc la circ, pot să ajunge să deschizi televizorul, circul este peste tot. Deci e un oraș interesant, București. După 1500 de pagini, s-ar putea crede că vă luați un mic răgaz. Cei care vă cunosc spun că nu puteți trăi fără să scrieți. Mi-am luat un răgaz și am scris o carte de memorii, da. Deja? Da. Păi nu pot să stau. Ce urmează? O carte de memorii. Și politice. E și literar, așa că pe unii supărați pe mine că nu sunt în istorie sau că sunt cum nu vor ei, le-am zis, stați un pic să vedeți memoriile. Și s-au liniștit imediat. Adică e mai rău pentru unii. N-am zis-o eu.